A venit timpul să facem un nou episod cu privire la serverul meu de SAM ce urmează să se deschidă în perioada următoare. O să vă dau mai multe detalii și cam ce puteți găsi pe server în acest video și poate și o dată estimativă sau cât de cât sigură. Sunt în conferință pe Discord cu unul dintre membrii staffului, salut! Iar în acest video vreau să vă punem așa în temă cu câteva sisteme pe care le puteți găsi pe server și, mă rog, câteva detalii cu privire la server. Așadar, suntem aici la casino și vrem să vă prezentăm câteva sisteme. Hai să intru și înăuntru și zic cu ce să începem, cam care sunt comenzile și sistemele de prezentat. În comenzile, ți arată comenzile variabile imediat cum intri Am înțeles, deci în slash dice, locație. slash XO, ruletă, bet6, poker, gamble și așa mai departe. Bun, zic cu ce să începem. Dăm un dice, Îmi un dăm un barbut. dice, că e clasic, toată lumea știe de dice. Așa. A, e dice, ID-ul tău și suma, nu ceva de genul. Problema e că nu ai zaruri și probabil nici eu nu am zaruri, așa că nu putem să dăm dice. Oricum, e sistemul clasic de dice, cine dă mai mult câștigă și așa mai De unde departe. se pot achiziționa astea, zarurile gen? În 24-7. Ah, ok, bun. Hai să vedem X și 0 asta cum funcționează. Oh, dai. Ah, și același principiu, XO. Da. Trebuie Ah, și te să... joci X. Hai că am înțeles. Bun, hai să vedem. N-am mai jucat asta când eram copil. Este interesant. Da, este. Și mi-a bătut, da. Și am câștigat, da. Deci asta e cu X și 0. Hai să vedem slash poker, ia să vedem. În poker trebuie să fim la masă aici. Așa. A, ah, da, vă căs de oricum poker. Someone is... A, ah, deci dacă, de exemplu, ești tu deja la masă, nu pot să mai joc și eu. Din ce văd eu. Tu nu ai reușit să intri, nu? No. Zice că someone is Bine. setting up this poker table. Mai încearcă o dată atunci. Ia start poker. Tot nu mă lasă. Zic că sunt cel mai târziu, că deja ocupată, ca să zic așa, masa. A, gata. Table Trebuie ID e să deschid așa. eu masa și după să intri tu. Și zice așa, buy-in maxim 1000, buy-in minim așa, blind, aha, player limit 6. Și, nu știu, pun și-o 20. Please input a buy amount to the... Ok, 100. 1000. Bun, și mă rog, cine știe să joace poker știe cam ce înseamnă și sistemul ăsta și ce trebuie să faci. Astea sunt gen cum ar veni mizele noastre. Tot aici să mai găsesc și următoarele comenzi și sisteme în același timp. Slash DB pentru double money, slash ruletă, slash păcănele, bet6 și loto. Ca idee, pentru că sunt cele de menționat. După ce o să terminăm aici, de fapt, am lăsat jocul în bară și el a mers înainte. Avem și niște facțiuni race, Insomnia Racing Club și Midnight Racing Club, dacă poți să ne spui așa câteva cuvinte despre ele. Sunt două facțiuni de racing și, cum să spun, au un sistem similar mafiilor. Este un race war. Așa. Din race war poți câștiga bounty și Așa. din bounty îți poți cumpăra respect points, win points, o să mai adăugăm și alte beneficii pe parcurs, gen materiale, bani și așa mai departe. În aceste facțiuni, membrii pot planta și droguri, au niște ghivece în spawn acolo unde pot planta semințe pentru droguri, pentru a face bani, pentru a-și îmbunătăți mașinile, adică să-și facă un update la mașinile facțiunii, pentru că ambele facțiuni vor avea mașini sport, dar vor fi mai, cum să zic, mai slabe ca și Bun, hai să le viteză. zicem ceva estimativ, pentru că mulți probabil au intrat pe clipul ăsta pentru a afla chestiile despre deschidere și așa mai departe. Cum e să lift table? Noi, din ce am vorbit și cu scriptorul și așa, am estimat că ar fi undeva pe 15 februarie, adică ar mai fi vreo 2 săptămâni și ceva. Acum rămâne de văzut. În principiu, dacă se modifică ceva, vă anunțăm atunci mai aproape. Eu încerc să vă fac să știți și să se audă faptul că, na, vorba aia, se deschide serverul. De asemenea, văd că mai avem aici niște comenzi notate, slash R, ai race war-ul ăsta, RW, bounty, poți să schimbi punctele bounty doar cu respect points și rob points momentan, este inspirat de Need for Speed, deci ok. Comanda race dă posibilitatea racerilor din mai multe facțiuni, a, din cele două facțiuni, Midnight și Insomnia, să organizeze o cursă. Există 18 curse prestabilite și se vor mai adăuga oricum altele pe parcurs. Comanda pentru a intra la race war este join RW.
RW cu slash se punește race war-ul, sunt war-ul sub forma unor curse prestabilite. Ai zis deja tu chestia asta. Altă comandă cu privire la facțiunea asta este slash tow. Mă, dar eu sunt în facțiunea asta acum, nu? Da, ești în A, plățiune. n-am, ca să nu sunt o mașină. Avem și upgrade. Poți să-ți dai upgrade din Somnia Racing Club Vehicle, așa o să-ți apară dacă ești în facțiunea respectivă, cât costă să-i dai upgrade și așa mai departe. Ceea ce e destul de interesant, pentru că sunt chestii care se fac în echipă, pe facțiuni, pe... Na, în echipă, cam asta e ideea. Există încă o comandă, se le știe, legi un jucător care stă în mașină, îți poți răpi, deci se le știe, dar trebuie să fii player ID, name și așa mai departe. Mă rog, una din ele, să presupunem 0. Și trebuie să fii în mașină Când și să întrebi fii... tu mașină, eu bugă și tu îmi dai tainghe Ia, hai și să mă încercăm, fii răpești. atent. Urcă-te tu și urcă-te pe gât să-ți dau comanda să vedem ce face exact. Ah, stai așa, player ID. Am înțeles. Și acum, so he won't go anywhere. Bun, e bine de știu, deci așa funcționează. Și Mai tu mă avem... cere o sumă de bani pentru, îți dau un exemplu, poți cere mie o sumă de bani sau poți cere activ o sumă de bani pentru mine și dacă Așa. nu mă poți omorâ, îmi poți tăia venele, Adică, practic. da, pe asta citem acum aici. Cut vein, tai venile jucătorului răpit și l omori. Ceea ce, na, până la urmă... Bă, uite, sunt chestiuni, nici n-am mai jucat Sam pe ultima perioadă, dar sunt interesante, adică pe mine m-ar capta. Există comanda slash plant, membrii facțiunii au niște ghivece în HQ, cum ai zis tu, pentru a planta semințe de droguri în ele. Ca idee, jucătorii pot juca biliard și monkey în bar. Există comanda slash pool pentru a intra la masă cu un prieten. Uite, dacă poți să ne duci acolo să le arătăm un mare bar de Da, dă-mi campare. un like prima dată, ca să pot să cobor din mașină. Așa. Bun. De asemenea, că vorbim despre sistemul ăsta cu biliard, monkey în bar și așa mai departe, când îți vine rândul, trebuie să te miști în jurul mesei pentru a alege poziția, apeși click dreapta și țintești din tastele A și D sau din săgeți. Da, click dreapta pentru a te așeza ridicat de la masă, shift pentru a schimba poziția camerei în timpul jocului și click stânga pentru a lovi. Și aici să înțeleg că este? Ok. A intră aici la unul. Bun, hai să vedem. Pull, da? Hai să vedem Dă-i tu, faci. te rog, comandă. Pull player, aha, 0 și pun și o, na, 10.000. Apasă pe shift dacă dorești să muți poziția camerei când ești cu tacul pe masă, ok. Și Și cred... acum dă scrie acolo că este rândul meu. Eu apăs click dreapta și trebuie să sparg aici. Deci, ca și idee, mai sunt alte comenzi pe shift, după cum am zis, pentru poziția camerei, să poți să modifici cum vrei tu în timpul jocului. Și click stânga este pentru a lovi în timpul jocului, bineînțeles, bilele. Există comanda slash monkey, trebuie să prinzi maimuțele de pe ecran cu mouse-ul, cu cât prinzi mai multe maimuțe, cu atât ai mai multe șanse de a câștiga RP-uri, link points și mai mulți bani. Adică, în principiu, poți să faci pe cont propriu foarte, foarte multe lucruri. Și acum, cum fac eu să vină mie rândul? E ideea. Urmărești pila albă, te duci în dreptul ei și apeși click dreapta ca să te așezi la masă. Aha, am înțeles, gata. Nu știu dacă e inspirat de undeva asta, dar e destul de realist pentru Sam totuși. Eu nu am mai văzut nicăieri lucrul acesta. Da, și cam astea sunt chestiile pe care le-am eu menționat aici, dar hai să mai vorbim, nu știu, să dăm un mic spoiler, de exemplu, pentru următorul episod. Ce a rămas, ca să zic așa, neprezentat? A, și gen, a părăsit jocul și primește o anumită, da, Da, jumătate din primești Zeu. jumătate din bani, gen. Am înțeles. Intră te rog și în slash monkey. Slash, da, uite, ok, monkey. Distruge nava spațială a maimuței de pe ecran pentru a aduna puncte. Premiile 1 punct, 100 de dolari, 400 de puncte, 1 link points. Dacă expiră timpul, vei pierde jocul. În cazul în care pierzi jocul, premiile se vor omorâ. Ok, mam, start. Ia să vedem, că vreau să-l văd. Chiar, nu știu, mi-au ce aminte de cursele alea de cai. Și momentan aștept să văd. Ah, am înțeles, stai așa. Eu Se nici... reprinde cu pauză. Da, nu, eu credeam că o să vină, o să se miște sau cea, dar de fapt... Nu, nu, nu. Am văzut, da, și mi-e scăzuse timpul, da... Păi și gen, cât ar trebui să fac în timp util sau...
Trebuie să faci până într-un minut, ai acolo timpul și cât mai mult te faci, cu atât primești mai mulți bani, ai la 400 în sus șansa la link points și posibil să primești și respect points. 400 într-un minut, totuși 4 la secundă e cam greu. Oh, de fapt mai Da, mult. mai e și părinția aceea cu timpul și dacă o prinzi, primești 5, 6, 10 secunde. Aha, uite, acum am văzut-o, da, uite, de asta nu știam. Că mă întrebam așa de unde a apărut aia în sine. A, pensai că poți să faci 400, nu e Da, imposibil. sigur că poți, nu e. Deci foarte Good des se job, întâmplă să cică. faci. Aș mai Poți zice o secundă. apăsa escape ca să ieși Nu, din... nu, nu, că vreau să văd câte fac. Am Cred înțeles. că am 62, am mai făcut acum niște timp în plus. Ideea e că mă gândesc că e făcut oarecum random, dar îți dă din asta de timp la final ca să te facă să rămâi. Știi, uite, de exemplu, acum mi-a dat două destul de repede. Adică nu cred că e o regulă după 5 mămuțe prinse să-ți dea un din ăla de timp. Mai mult ca Nu, sigur, nu nu, e. nu, îți dă random și timpul. Ok, uite, mai aveam 2 secunde, mi-a mai dat 3. Dar acum cred că o să se încheie. Dar chiar și așa, uite, am făcut fix. Ai pierdut, jocul s-a terminat și am făcut 6, ăsta, 93. Ai primit niște bani, 4600 și 0 link points. Da, am făcut 93, ceea ce nu e chiar rău, să zicem așa. Da, hai să vedem un mic spoiler. Cam ce o să prezentăm în următorul clip? Ce crezi că este de menționat pe Vom viitor? prezenta sistemul de clanuri și gen clan war-urile, pentru că avem un sistem, cum să zic, nu pot să spun că e unic, probabil nu există și pe alte servere, dar este un pic mai special. Sunt pereți pe care clanurile pictează și pereți pe care apare și numele clanului cu tot cu tag. Sunt într-un clan, stai așa. Să văd dacă te pot băga și pe tine clan fără să faci aplicație, numai puțin. Păi nu-i comanda aia cu invite sau nu știu exact cum era. Trebuie să faci aplicație undeva pe panel. O să rezolvăm asta până atunci și gen, ca să te pot băga și fără, o să băgăm o comandă să te pot Da, băga și să fără facem o aplicație. demonstrație ca să știe. Bine, în principiu zic Da. și eu și probabil ești de acord că nu trebuie să arăți chiar tot tot, ci mai trebuie și chestii descoperite atunci când intri pe server sau când ai luat un anumit nivel pe Da. server. Pentru că dacă știi totul de la început, ok, să mai fac update-uri pe parcurs, dar poate sunt chestii care nu-ți plac, poate sunt chestii care îți plac, dar mai bine să afli atunci decât să fie tot așa. Da. Și o ultimă chestie. Avem panourile acestea, billboard-urile. Cred că nu știu exact în ce Uite-te părți. în sus aici. Vino lângă mine și uite-te în sus. E panoul acesta publicitar unde tu poți face reclamă. Poți Aha, îți poți face reclamă la canalul de YouTube, de exemplu. Sau la acțiunea ta, care recurtezi. Și vii aici, la acest pick-up. Și așa. tastezi comanda rent BB. Și te scrii și ID-ul care este 19 aici. Da, Bun. și Poți pot. manageria cum vrei tu. Da, e o chestie, ok și asta, că până la mine e destul de vizibil acolo, adică na. Poți încerca să-l cumperi dacă vrei să vadă și jucătorii Păi că omul trebuie ăsta neapărat să creează. fie cumpărat sau rent bubu Trebuie sau ce? să-l închiriezi. 19. A, și pentru o zi, pentru 2, 4, 7. Să presupunem că vreau pentru 2 zile rent. Ok. Și acum am comanda manage BB. Edit text, Răzvinu, da, edit font, color, edit... Ah, da, ok. Ai acces la Poți absolut tot ce modifica vrei numai tu. textul sau poți veni lângă mine să vezi, pentru că deja ți-a apărut numele sus Da, acolo. și numele și culoarea ți apare acolo și font și toate alea. Da, e ok, adică Da. până la urmă e o zonă destul de circulată asta pe un server, mă gândesc. Sunt în mai multe zone ale orașului, cu cât ai noroc să prinzi o zonă mai bună, cu atât mai bine. Am înțeles, da. E ok, adică nu, uite, sunt chestii pe care asta n-am văzut o parte servere. N-am mai jucat foarte mult în perioada asta, ultimă, un an să zic, dar sunt chestii care dacă le pui cap la cap, sunt destul de interesante, na, zic și eu. Bun, păi cam asta ar fi episodul. Întrebări, sugestii, lăsați-le în comentarii și ori eu, ori cineva din staff o să vă răspundă. Cam asta ar fi, salut!